Academia Navală Mircea cel Bătrân are începând din această lună numai puțin de 5 laboratoare noi, didactice și de cercetare, 3 la Facultatea de Navigație și Management Naval și 2 la Facultatea de Inginerie Marină. Este vorba despre laboratoarele manevra navei, bazele logisticii, tehnica transportului maritim, echipamente electrice și simulatorul de comunicații navale Haris, care au fost inaugurate cu prilejul împlinirii a 148 de ani de învățământ românesc de marină. Toate cele 3 laboratoare deschid un capitol de pionierat în acest domeniu. Este primul laborator practic de manevra navei cu utilizarea modelelor la scară. Este un laborator gândit și înființat de către colectivul de cadre didactice al Academiei Navale, care ne dorim să aducă o valoare adăugată importantă pregătirii studenților, dar și rezultatelor cercetărilor științifice pe care cadrele noastre didactice le desfășoară. Am spus că avem încă 2 simulatoare în componența laboratorilor de transport maritim și a laboratorului de logistică navală, înscriindu-ne astfel în trendul din ce în ce mai accentuat al utilizării tehnologiilor IT în domeniul învățământului. Aceste laboratoare sunt sigur că vor crește competența absolvenților noștri. Academia Navală Mircea cel Bătrân marchează sărbătorirea 148 de ani de învățământ de marină prin activități de cercetare-dezvoltare, având ca repere importante inițierea implementării a 2 proiecte majore finanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman și un proiect internațional finanțat din Programul Erasmus+, parteneriate strategice pentru educație și cercetare în învățământul universitar. Academia Navală sărbătorește prin muncă cei 148 de ani, așa cum am făcut în ultimele decenii, și am adus o finanțare suplimentară la bugetul Academiei Navale de aproximativ 1 milion de euro prin accesarea 2 proiecte din Programul Operațional Capital Uman, respectiv din programul Erasmus Parteneriate Strategice. În cadrul Programului Operațional Capital Uman, Academia Navală a accesat 2 proiecte majore cu o finanțare substanțială, aproape 8 milioane de lei, cu privire la executarea stagiilor de practică pentru studenții militari și civili. În esență, este mândria noastră, să o spunem, să sărbătorim cei 148 de ani aducând proiecte noi și arătând că acest colectiv al Academiei Navale este deosebit de implicat în dezvoltarea de proiecte, în dezvoltarea instituțională. Urez pe această cale comunității academice a Academiei Navale Mircea cel Bătrân, tuturor studenților, un călduros la mulți ani și prin tot ceea ce face Academia Navală în toate domeniile, fie vorba de învățământ, fie de cercetare, caută să rămână aceeași unitate etalon a învățământului românesc. Ne așteaptă o perioadă de muncă asiduă, dar îi asigur că satisfacțiile vor fi pe măsură. Pentru studenții noștri, îi asigur că drumul pe care l-au ales este un drum bun. Și de asemenea, prin muncă și dedicație, îi asigur că vor reuși. La mulți ani, domnule comandant! La mulți ani, comunității academice, la mulți ani, Dobrogea, la mulți ani, România!